Liderul partidului Acasă Construim Europa, Gheorghe Kafkaliuk, a fost reținut duminică dimineață pe aeroportul Sheremetyevo din Moscova. Acesta a declarat prin intermediul unui live pe Facebook că, după verificarea actelor, a fost reținut pentru un control suplimentar. Probabil ceva se întâmplă, dar ceva neclar. Așteptăm să vedem ce o să facă, dar ceva nu e în regulă în comportamentul celor de la poliția de frontieră. Fără explicații, el a fost dus de oamenii legii într-o cameră separată din aeroport. Kafkaliuk, împreună cu vicepreședintele Pace, Valentina Geamănă și Alexandru Cârpă, se îndreptau spre Sankt Petersburg pentru a se întâlni cu diaspora din Federația Rusă. În semn de protest, membrii Pace au mers la Ministerul Afacerilor Externe, dar și la sediile Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Blocului Electoral Renato Osatăi și la sediul Comisiei Electorale Centrale. Slobodu Kafkaliuku! Slobodu Kafkaliuku! Slobodu Kafkaliuku! Slobodu Kafkaliuku! Slobodu Kafkaliuku! Reprezentanții partidului au spus că vor protesta până nu va fi eliberat Kafkaliuk. Situația ieșită din comun și, evident, trebuie luată atitudine că în plină campanie electorală, concurența electorală folosesc astfel de metode inadmisibile. Cei de la Pace spun că în spatele reținerii liderului lor ar sta socialiștii sau cei de la blocul Renato Osatăi. Cei doi contracandidați neagă acuzațiile. Eu prima dată aud despre acest lucru. Probabil ceva nu a respectat procedurile, pentru că fiecare cetățean al Republicii Moldova care pleacă în Federația Rusă trebuie din timp să pregătească unele acte. Eu nu știu detalii care sunt acolo. Aberații și prostii din partea la niște oameni, ce să comentez aici? Dacă sunt niște prostii, cum partidul nostru sau blocul electoral Renato Osatăi ar putea să se implice în Federația Rusă ca să-l rețină pe Kafkaliuk? Într-un comunicat de presă, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău susține că cele trei persoane, cetățenii ai Republicii Moldova, au fost reținute din cauza nerespectării regulilor anticovid. Potrivit reprezentanților instituției, în prezent toți trei cetățeni se află în zona internațională a aeroportului din Moscova și urmează să revină acasă în această seară. Unul din cei trei cetățeni moldoveni, cunoscând faptul că dispune de o interdicție de intrare în Federația Rusă, în mod deliberat a mers la Moscova. Toate circumstanțele deplasării indică asupra unei provocări puse la punct și realizate premeditat de către reprezentanții unui partid politic. Totodată, instituția condamnă protestul desfășurat la sediul ministerului, vădit concertat cu acțiunile de la Moscova ale reprezentanților aceluiași partid și care a avut drept scop promovarea în societatea unor mesaje politice bazate pe fapte eronate.